Bine v-am regăsit, dragi suporteri Universității Craiova. Suntem în fața unui nou meci din Superliga. De această dată Știința întâlnește UTA Arad în deplasare. Alături de mine este Andrei Coadea Nicolescu, care vom prefața meciul cu bătrâna doamnă. Te salut, Andrei. Te salut, Răzvan. Meci cu UTA Arad, un derby tradițional, două campioane ale provinciei. Cum vezi tu acest joc? Răzvan, cred că va fi un meci destul de disputat, cum au fost cam toate meciurile pe care le-am avut împotriva celor de la UTA. Într-adevăr, poate statistica nu ne ajută foarte mult când vine vorba de meciurile disputate la Arad. Vorbim acum și de nou stadion într-o atmosferă cumva similară cu ceea ce se întâmplă la Craiova, un public fierbinte care împinge practic UTA de la spate de fiecare dată. Parcă abordează cu altă determinare și cu altă atitudine. Agresivitate. Știi altă... foarte bine ceea ce s-a întâmplat acolo în ultimele dăți. Exact, că ne-a și marcat Liviu Anta la acel gol, ne aducem aminte, un gol spectaculos cu capul pe final de meci, într-o atmosferă incandescentă. Cumva stilul de joc al celor de la UTA este diferit când vine vorba de meciurile de acasă față de cele din deplasare. Va fi un meci greu din punctul meu de vedere. Într-adevăr, ușor-ușor începem să legăm și noi rezultatele pozitive. Sperăm să obținem cât mai multe puncte, pentru că trebuie să ținem pasul cu plutonul fruntaș din față, cu primele trei locuri. Acum rămâne de văzut cum vom aborda această partidă, mai ales că venim și după această partidă din Cupa României, debutul nostru din grupele Cupei României Betano. Totuși, am jucat la mijlocul săptămânii cu Hermaștea din grupele Cupei României, un format nou, am învins, trebuie să spunem 2-0. Totuși, cum se parție grupele acestea? Pentru că este un format nou. Acum sunt multe discuții legate și de criteriile de partajare, dar crește așa nivelul? Cred că obiectivul celor de la Federația Română de Fotbal este cumva să crească în primul rând numărul de meciuri, spectaculozitatea, dar pentru noi, strict că vorbim de noi de Universitatea Craiova, mie mi se pare un dezavantaj prin prisma faptului că toate cele trei partide pe care le disputăm sunt în deplasare, deci sunt în primul rând cheltuiel, la mijlocul săptămânii trebuie să ne deplasăm de fiecare dată, iată că acum echipa este plecată timp de aproximativ 6 zile pentru că ei nu s-au mai întors la Craiova și vor rămâne la Sibiu pentru a... Da, și există un grad de oboseală până la urmă, pentru că fac deplasarea și cu autocarul, nu exact. Este ușor pentru fotbalist să stea pe drumuri în mijlocul unei săptămâni. Departe de familie până la urmă, adică sunt niște aspecte psihologice din punctul meu de vedere care contează pe o anumită perioadă de timp, dar până la urmă sunt fotbaliști profesioniști, ei trebuie să-și facă treaba așa cum sunt și cantonamente lungi de 2-3 săptămâni, așa este și situația acum și nu a trebuit sincer ca acesta să fie un mare impediment. Da, într-adevăr sunt mai multe partide, dar când vine vorba de clasamentul final, nu este neapărat ok, pentru că celelalte echipe din grup pe care noi le întâlnim joacă la rândul lor cu alte echipe din alte grupe și se formează un clasament final, un clasament care ar putea să fie unul mincinos, având în vedere că nu se întâlnesc toate echipele. Da. Și s-ar putea să avem parte de anumite surprize. Uite cum s-a întâmplat, Ocna Mureș și a învins Chindia Târgoviște 1-0, da? Dar ai văzut pe ce stadion s-a jucat? Pe stadionul, da, la chiar la ei acolo. La stadion din Soda, stadionul Soda mi se pare. Da. Deci pot apărea surprize, până la urmă este competiția surprizelor, chiar dacă vorbim de grupele Cupei României. Uite și UTA are un mic avantaj față de noi, au jucat acasă cu FCSB, chit că au jucat cu un adversar greu, dar au jucat acasă. Joacă și cu noi acasă, însă tot pomenei de acest meci din Cupa României al Științei. Haideți să urmărim și noi golurile din meciul de Cupa României împotriva celor de la Hermaștea. Preluarea lui Vătăjelu, Petru 1-0, ce plonjon reușește capitanul Universității Craiova. Rădima se apropie de minge Găman. Găman și este 2-0 pentru Craiova în minutul 89. Da, urmărit golurile Științei din meciul cu Hermaștea, de o victorie categorică a Universității Craiova. Trebuie să spunem totuși că veni și după o victorie în Superliga și o victorie frumoasă împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Și într-un derby, putem să spunem, da, o remontadă, putem să spunem, în ultimele 15 minute de joc, cum ne-am mai obișnuit și în sezonul trecut, parcă e mai frumoasă victoria, știi cum se zice, am mai spus-o noi de fiecare dată, că ești frumoasă precum un gol marcat în minutul 90, uite că s-a întâmplat din nou lucrul ăsta. Da, dincolo de acest aspect, e important să ușor-ușor să ne legăm în joc, să convingem din ce în ce mai mult publicul,
Sper foarte mult ca și după meciul de duminică împotriva celor de la UTA să avem parte de un public fierbinte alături de noi la următorul meci pe care îl vom disputa noi pe teren propriu vis-a-vis de UTA, că vorbeam de meciul lor din campionat, au jucat cu FCSB-ul în Superligă, apoi în Cupa României. Să știi, nu mi s-a părut un joc extrem de convingător. Într-adevăr, destul de multe schimbări în sezonul ăsta pentru ei. Și antrenor nou. Și antrenor nou, un antrenor care până la urmă a demonstrat în sezonul trecut. Și la Clinceni, când a mers cu Clinceni în play-off-ul. Mă așteptam, sincer, ia ei să fie o anumită surpriză plăcută a campionatului. Într-adevăr, nu este timpul pierdut, suntem abia la jumătatea sezonului regulat. Mai au timp, dar din punctul meu de vedere ar trebui să ne impunem acolo, pentru că suntem peste ei și la nivel colectiv și la nivel individual. Remontada Științei, atunci hai să vedem și noi golurile din meciul cu Petrolul Ploiești. Foarte bun executant, Bodinioară. Nu bate el, Vâlceanu scoate și nu face același lucru și a doua oară. Marchează Câmpanu, egalează pentru Universitatea. Țicu apare în fața lui, Vătăjelu caută o soluție pentru Careu, Rogulici. Concentrare bună, Rogulici, gol Rivaldinho! Gol Rivaldinho, dar centrarea a fost... Ești frumoasă precum un gol în minutul 90, spunea Andrei. Chiar a fost o victorie senzațională a Universității Craiova și, până la urmă, Petrolul Ploiești este cumva o rivală de-a noastră, dacă ne uităm și la nivel de galerii. Da, e o rivalitate foarte mare. Noi oricum avem un ascendent moral peste al lor, având în vedere istoricul confruntărilor directe. Cred că de când am revenit noi în Liga 1 au fost vreo 6 meciuri, 6 confruntări directe între noi și Petrolul. De 4 ori ne-am impus noi, o singură dată s-au impus ei și a mai fost o singură remiză. Cam asta este partea statistică. Într-adevăr, de cele mai multe ori statistica nu bate cu realitatea. Avem atâtea exemple concrete. Andrei, crezi că sunt foarte mulți copii de vor să îmbrace tricolul Științei? Răzvan, sincer, e o armură, adică din punctul meu de vedere e un must have pe care ar trebui să-l aibă orice suporter al Universității Craiova. Sincer, neapărat un suporter care vine meci de meci în Vulcan de Poblenco, un suporter care până la urmă are și un abonament, nu poate să vină chiar la toate meciurile, dar urmărește, trăiește, simte spiritul orașului, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Și trebuie să fie în recuzita oricărui suporter, fie că vorbim de tricou oficial, fie că vorbim de treningurile pe care le avem noi, treningurile de antrenament din acest sezon. Până la urmă, noi am îndemnat întotdeauna ca suporterul să vină la stadion cu orice fel de simbol al Universității Craiova, nu să vină în roșu, în verde, în alte culori care nu ne reprezintă. Trebuie să spunem că aceste produse pot fi achiziționate din magazinul oficial al Universității Craiova, cât și online. Spunea Andrei despre tricou. Eu îmi amintesc când eram mic și îmbrăcam tricourile Craiovei, era frumos, adică când ieși până și la fotbal în fața blocului, parcă te simți cumva fotbalist. Și acum când mă duc la sintetic să joc cu prietenii, port un tricou al Universității Craiova. Te face mai fotbalist, să putem spune așa. Și am văzut că pe multe terenuri se întâmplă, adică nu există, de fiecare dată când vin grupuri de oameni să joace pe terenuri sintetice din Craiova, nu există, cel puțin o persoană are un însemn, un tricou al Universității Craiova și... Sincer, asta e o dovadă de mare mândrie, pentru că la Craiova se simte altfel spiritul față de alte orașe, cu tot respectul pentru alte orașe din provincie. Aici, bine, excludem UTA, excludem Ploieștiul, Constanța, Faru, care până la urmă sunt orașe care au istorie fotbalistică bogată. Da, și bogată. Trăiesc pentru o echipă. Și trăiesc pentru o echipă, da. Vorbeam despre copiii care vor să îmbrace tricoul Universității Craiova. În această săptămână am realizat și un interviu cu Florinel Luț, antrenor la Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova, așa că haideți să-l urmărim împreună. Am preluat această grupă de copii născuți în anul 2010, o grupă de copii cu calități bune, individuale cât și de grup, și asta datorită antrenorilor pe care i-au avut de-a lungul timpului, de când au început această activitate de a juca fotbal. Este la latitudinea noastră în a învăța copiii la ce club sunt, istoria clubului și comportamentul care trebuie să-l aibă în societate vis-a-vis de acest club. În primul rând, vreau să vă spun că acești copii care sunt la grupa mea sunt loiali și respectă numele clubului, Universitatea Craiova. Copiii ai Universității Craiova sunt mulți juniori de vor să îmbrace tricoul Științei și cu siguranță sunt juniori care vor să îmbrace tricoul Științei, dar nu neapărat la noi în Craiova. Sunt juniori și în alte orașe care
vor să fie aici pe Ionul Blemenco, să joace pentru Universitatea Craiova, pentru că mai vorbesc cu cei de la Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova, cu antrenorii și îmi spun: am avut un copil de la orașul X, de la orașul Y, care a vrut să vină neapărat la noi echipă să îmbrace tricoul Universității Craiova, chit că este la juniori. Mi-aduc aminte chiar și când am avut noi acțiunea de selecție la stadionul Aripile la aeroport, cum știu toți oamenii, veni foarte mulți din afara Craiovei, cred că marea majoritate, că mă uitam în parcare și vedeam foarte multe mașini de Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, deci e îmbucurător faptul că până la urmă există copiii aceștia din provincie care vor să facă pasul către echipa mare a Universității Craiova. Până la urmă, știi cum e, Răzvan, este vorba și de posibilități, pentru că Craiova este inima Olteniei și bineînțeles că toată lumea încearcă să vină aici, este un punct de atracție, un magnet pentru ceea ce înseamnă viitorul fotbalistic al Universității Craiova și, din punctul meu de vedere, trebuie să ținem foarte bine de acești copii, pentru că cu siguranță nu toți vor ajunge să fie următorul, Doamne ajută, următorul Bala, Cioblemenco, să sperăm că se poate întâmpla în viitorul apropiat, îndepărtat, dar important este să descoperim măcar 1, 2, 3 jucători care pot să scrie istorie pentru orașul Craiova. Universitatea Craiova joacă și pentru acești copii, așa că hai să urmărești noi câteva declarații înainte de meciul cu Arad. Băieții au răspuns bine, am avut timp să pregătim meciul, a fost și un program mai lejer, pentru că am avut câteva zile pe partea din cupă unde am putut să ne aranjăm așa cum a trebuit pentru acest meci. Am cules foarte multe informații, practic acest joc foarte bine acasă, alături de suporteri, o atmosferă incendiară. Acolo e foarte greu ca noi să ne facem auziți de pe bancă, deci din punct de vedere jucătorii vor trebui să fie foarte concentrați și sincronizați pentru ce urmează mâine seara. Am avut o săptămână bună, sperăm să mergem pe același drum, să încheiem weekendul cu o victorie și pentru noi cel mai important sunt cele 3 puncte în deplasare. O perioadă de pregătire pentru noi, dar Suntem bine și suntem pregătiți pentru acest duel. Am văzut și declarațiile pentru meciul cu Arad, optimism în tabăra Universității Craiova venind după 2 victorii consecutive. Andrei, Universitatea Craiova a spus că va juca pentru acești copii, însă va juca și cu gândul la Ilie Balaci. În această săptămână s-au făcut 4 ani de la dispariția sa, un eveniment tragic pentru tot ceea ce însemna fotbalul românesc până la urmă. Îți mai amintești cum a fost acea zi? Da, sincer, de fiecare dată când rememorez episodul respectiv, am așa pielea de găină, pentru că fac așa o comparație cu ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere fotbalistic, pentru că în acea zi toată lumea știa, a fost și partida aceea cu FCSB, în care am câștigat după ani agonizanți de așteptare împotriva lor. Iată ce chestie ciudată până la urmă, un gol marcat al lor fix în minutul 8, când s-au aruncat și cu flori. Un penalti ratat în minutul 88, sincer, dacă stau bine să mă gândesc, foarte mult spuneau, vorbeam și cu Alex Mitriță la acea vreme și îmi spunea după meci: băi, cred că Nea Ilie a vrut să se joace un pic cu noi, să ne dea un pic emoții, că el era așa mai cu glume, mai așa cu noi de fiecare dată și a zis: bă, hai că nu vă las să, nu puteți voi să câștigați așa fără un pic de emoții, mai ales că era a fost și stadionul plin, dar a fost o sărbătoare până la urmă umbrită. A fost foarte ciudat la finalul meciului, mi-aduc aminte că a fost acea bucurie, cred că un minut maxim, toată lumea s-a îmbrățișat, dar ulterior toată lumea a scandat numele lui Ilie Bala, știm foarte bine ce s-a întâmplat. Iată că au trecut 4 ani, foarte mulți ani, până la urmă, nimeni nu l-a uitat pe Ilie Balaș, nimeni nu l-a uitat vreodată pe cel care a fost minunea blondă. Avem și acel mural în centrul Craiovei, un mural pictat de către suporterii Universității Craiova. Pe mine mă bucură faptul că foarte mulți oameni care vin la meciul Universității Craiova din afara Olteniei, fie că vorbim de simpli suporteri, de ziariști din București, toți vin să-și facă poze acolo și sunt impresionați de faptul că orașul trăiește pentru ceea ce înseamnă Universitatea Craiova. Craiova se transpune cu Ilie Balaci, pentru că el a fost, cum a zis și el, și cel mai mare, și cel mai frumos, și cel mai inteligent. El a fost, cu el ne identificăm și cu el ne vom identifica cu siguranță și peste 100 de ani de acum încolo. Dacă este să păstrăm puțin proporțiile, am putea face o comparație cu ceea ce a însemnat Maradona pentru Napoli. De asemenea, acolo există un mural cu Maradona. Iar la noi, la Craiova, deja ușor se adună și moralele cu jucătorii care au făcut istorie pentru Universitatea Craiova. 4 ani fără Ilie Balaci, minunea blondă a fotbalului românesc.
spunea și Andrei, nu-l vom uita niciodată. Andrei, e pomenit de meciul acela cu FCSB, un meci special pentru Universitatea Craiova. E un moment emoționant ceea ce s-a întâmplat acolo și aș vrea să ascultăm puțin atmosfera de pe stadion. Universitatea Craiova joacă pentru Ilie Balaci, Universitatea Craiova joacă pentru copiii științei, pentru copiii Olteniei. Sperăm într-o victorie în meciul cu UTA Arad. De ce nu? O victorie 1-0, 2-0, 3-0, nu contează până la urmă. Și trebuie să le urăm baftă leilor noștri. Andrei, suntem la final și facem și noi încheierea cum doar noi știm să o facem. 1, 2, 3 și forța știința!